Un cadou, știu, în cadou avem și un ou. Dar poate să fie și o carte, nu-i așa? Ei bine, cei de la editura Corint au scos un volum foarte frumos ilustrat și pe care l-a semnat un istoric, Maria Magdalena Ioniță. În plus, există și o prefață pe care a făcut-o Georgeta Filidi. Asta pentru că numele astea sunt foarte potrivite cu perioada Paștelui, nu-i așa? Și ne-a oferit o călătorie în micul Paris și mai ales în cafenelele sale. O ocazie să aflăm că, de fapt, prima a fost deschisă, firește, de un turc. Apoi să lămurim puțin ce înseamnă cafegiu. Toată copilăria am știut că e cineva care îi place cafeaua. Nu, cafegiu era cel care venea cu cafeaua sau care avea o cafenea. Cele mai elegante întotdeauna au fost în centrul Bucureștiului, unde se aduna toată lumea bună și, adevărat, se mai și din când în când între ei scriitorii. Da, la urmă urmei, asta se întâmplă pretutinde. Preferata rămâne Casa Capșa, de altfel singura care a supraviețuit vremurilor. Și unde puteai să bei un șvarț? Întotdeauna m-am întrebat ce e aia. Mi-am zis, probabil așa spuneau ei la cafeaua neagră. Nu, era mult mai complicat. Deci era o cafea fără zaț. Se făcea o cantitate destul de mare și se strecura să rămână fără zaț și se mai punea și puțină cicoare. Adică era un fel de cafea filtru avant la lettre, cam asta ar fi. Sigur că mai târziu am ajuns cu toții la nesuferitul de nechezol. Sau, într-o primă fază, era și Marghiloman, nu-i așa, care încă nu se știe dacă la bază a avut rom sau coniac sau poate chiar un cointreau. Se spune că la Buzău a rămas fără apă și de-aia s-a ajuns la o asemenea cafea. Dar, întâi de toate, să nu uităm că exista și o sală de lectură în cafenele. Sigur că puteai să joci și biliard dacă voiai sau diverse alte jocuri de societate. Se pare că femeile nu erau extrem de prezente, dar în mod sigur, ca să citești un meniu, era neapărat nevoie să știi franțuzește. Am descoperit că exista chiar și o înghețată care se chema Princesse Marie și care a fost în lista cu pricina atunci când se împlineau 40 de ani de când regele Carol I venise în România. Sigur, inițial fusese principe, știm bine. Apoi o trecere în revistă așa ca într-un dicționar cu toate numele mari ale celor care au scris cândva. Și ce s-a întâmplat după ce au venit comuniștii și cum vis-a-vis de Capșa era Royal, care între timp a devenit capitol, cred. Păi da, începea oricum alt capitol de istorie, cred. Sigur. Păi era o eleganță în sine cum să mergi la o cafenea și cum să ai grijă să descoperi un meniu ideal dacă vrei să dai o petrecere sau pur și simplu să sărbătorești pe cineva. Să vă spun că la deserturi întotdeauna trebuia să fie un coș de fructe, trebuiau să fie bomboane și tot felul de înghețată. Și nu era povestea asta că, vai de mine, e iarnă, nu mâncăm înghețată. Păi, nu. Între timp, apăruse și peripile vântului. Știm bine că acolo nimeni nu ținea cont de anotimp. O cafenea unde s-a scris mult. O cafenea unde au fost întâlniri importante. Mulți spuneau că erau și destule microfoane.
Dar eu cred că ar trebui să ne oprim doar la ideea că era aproape de teatre și deci se putea și supa mai apoi. Și să nu uităm că J.K. Rowling, pe care am apreciat-o enorm pentru că acum a luat apărarea dizidentului rus și ea a scris tot într-o cafenea sau poate ceainărie, că eram la Londra, dar la noi, normal. Și, pomă, șvarțul e șvarț, e adevărat, dar o cafea fără zaț, cum să-i mai știi viitorul? Și poate că acum mai mult ca oricând. Avem nevoie de o mică încurajare și de o călătorie într-un București, într-un micul Paris, așteptând să mergem din nou într-un voiaj în fratele mai mare. Sunt Irina Margareta Nistor și cu drag vă invit la lectură și la o cafea.